Ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru un eveniment cu totul special. Sunt Andreea Tincea, editor senior al editurii Herald, parte din editura Herald și astăzi gazda dumneavoastră pentru un eveniment aniversar, un eveniment care sper eu să ne bucure pe toți cei pasionați de ceea ce înseamnă cultura lumii și în special de înțelepciunea chineză, pentru că momentul de astăzi vine pe de-o parte să aniverseze ceea ce până mai anul trecut am numit 70 de ani de dezvoltare, apariție și dezvoltare a sinologiei în România, iar cu precădere astăzi vorbim despre evenimentul editurii Herald, lansarea celei de-a doua ediții revizuite a cărții Dao de Jing de Lao Tzu. Nu în ultimul rând, suntem astăzi, mâine, poimâine, chiar în buza trecerii către un nou moment ciclic important pentru noi toți, se numește Noul An Chinezesc. Mai multe despre acest subiect, bineînțeles, o să auziți din partea invitaților mei. Cu această introducere scurtă, mă grăbesc să vă fac cunoștință cu invitații de astăzi pe care i-am alături. Este vorba de doamna profesor Luminița Pălan, profesor doctor la secția de limba și literatura chineză a Universității din București, director din partea României la Institutul Confucius București. Alături de noi este doamna traducător Suyan, este persoana pe care astăzi cu siguranță o veți auzi de multe ori nominalizată pentru felicitările din partea tuturor pentru munca pe care a pus-o la apariția acestei cărți. Doamna Suyan este doctor în filologie cu un master în teologie, este doctorand în arte și filozofie, redactor expert la Radio România Internațional. Alături de noi se află Tinciuc, profesor doctor la Universitatea din București, director al programului de studii religioase, texte și tradiții din partea Universității din București. Iar dacă am greșit, îmi cer scuze, sunt câteva detalii pe care le remediem după aceea când o să trecem burtierele pentru invitați. Nu în ultimul rând, nu se putea altfel, trebuie să avem și această contrabalanțare cu forța masculină, suntem în yin-yang complet astăzi, zic eu, și domnul Costiu Nicolescu, antropolog, teolog, scriitor și eseist, este pentru noi astăzi în serviciul de a fi partea care contrabalansează atât feminin, pentru un nou început, da, cum spuneam, de an nou chinezesc și pentru un eveniment care marchează, cum spuneam încă o dată, lansarea celei de-a doua ediții revizuite a cărții Dao de Jing de Lao Tzu, pe care vă invit să o descoperiți alături de restul cărților din colecția noastră, editura Herald, Înțelepciunea chineză. Și pentru început vă rețin cu un scurt cuvânt oficial din partea ambasadei Chinei în România, din partea doamnei ambasadori Jian Yu, ca și moment de omagiere a acestui gest cultural pe care editura Herald îl face către piața românească de carte, apariția cărții Dao de Jing de Lao Tzu. Am aflat cu mare bucurie despre a patra apariție a lucrării lui Lao Tzu, Dao de Jing, este vorba de a patra apariție, dar de a doua ediție revizuită, ediție bilingvă. În numele Ambasadei Chinei în România țin să transmit calde și sincere felicitări doamnei Suyan, traducătoarea cărții și editurii Herald. Cultura și civilizația Chinei au o istorie de peste 5.000 de ani, fără întrerupere. Această civilizație strălucitoare a creat numeroase opere clasice remarcabile, între care se numără și Dao de Jing de Lao Tzu, redactată în urmă cu aproximativ 2500 de ani, care constituie nu numai perla culturii tradiționale chineze, dar și o comoară neprețuită din patrimoniul lumii. Cartea Dao de Jing are puține cuvinte, dar semnificații adânci, care subîntind și domenii precum filozofie, etică, politică, militară, fiind apreciată de posteritate drept canon pentru cunoașterea de sine, pentru propria conduită, pentru cultivarea familiei și pentru guvernarea țării. Sunt convinsă că această a doua ediție a cărții Dao de Jing va contribui la familiarizarea mai atentă a publicului românesc cu farme clasicilor chineze, asimilind astfel esența înțelepciunii și culturii chineze tradiționale. Prin contact și comunicare, civilizațiile devin mai bogate și mai pline de culoare. Doresc ca prin aceste cărți, care sunt un pod între culturi, să aprofundăm relațiile de comunicare, să continuăm prietenia tradițională și să construim împreună un viitor mai frumos. Cu ocazia sărbătorilor primăverii anului nou chinezesc, în numele Ambasadei Chinei în România, adresez prietenilor români sincere felicitări și binecuvântări pentru noul an, urându-le celor două popoare fericire, sănătate și pace.
iar prieteniei româno-chineze să dăinuie. A fost scrisoarea de întâmpinarea noului an și de felicitare pentru acest eveniment de lansare de carte din partea doamnei ambasador Jianyu, din partea ambasadei Chinei. Iar acum o să dau direct cuvântul primei invitate, doamna profesor Luminița Bălan. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Câteva cuvinte despre această carte, despre acest autor și serviciul pe care l-a făcut lumii Dao De Jing, de mii de ani. Sigur, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă simt onorată să particip la acest eveniment și cu atât mai mult cu cât el este prilejuit de reeditarea acestei cărți valoroase pentru civilizația chineză, dar nu numai. Cred că este valoroasă în ansamblul întregului patrimoniu cultural universal. Este o operă reprezentativă pentru filozofia chineză și cred că actul dumneavoastră de publicare și republicare a acestei traduceri este absolut lăudabil și cred că contribuie foarte mult la cunoașterea, la mai bună cunoaștere a taoismului, a filozofiei chineze clasice și, de ce nu, a textului. Și spun și țin să subliniez sigur, importanța republicării într-o ediție atât de frumoasă a acestui text, pentru că, iată, este un text în variantă bilingvă și pentru noi sinologii, pentru studenții noștri, pentru cei inițiați, chiar dacă nu sunt studenți sau absolvenți ai secției de chineză, și aici colega mea, doamna Madea Xinciuc, știe ce spun, cei care sunt inițiați și care știu să deslușească un pic din tainele caracterelor chinezești, vor găsi o mare încântare și bucurie în paginile acestei cărți. Pentru noi este o lucrare cu o valoare însemnată, lucrarea aceasta pe care ați publicat-o, pentru că, iată, ne oferă încă o dată prilejul de a achiziționa și de a lectura această carte, dar pentru noi de la secția de chineză, pentru sinologi, este un câștig dublu, fiindcă avem, iată, textul în variantă bilingvă și îl putem citi ușor, frumos și am să comentez un pic și asupra traducerii îndată. Deci am început prin a vă mulțumi că ne dați această ocazie să avem un text atât de important pentru noi din nou pe rafturile librărilor. Despre Lao Tzu, despre ceilalți reprezentanți de seamă ai taoismului, cei numiți părinții taoismului, cum este de pildă și filozoful Zhuang Zi și filozoful Lie Zi, s-au scris tot întregi, s-a vorbit foarte mult și la noi s-a vorbit adeseori foarte mult despre Lao Tzu, nu întotdeauna înțelegându-se în adevăratul sens al cuvântului profunzimea acestui text. Și cred că ediția aceasta ne ajută foarte mult să înțelegem mai bine însemnătatea conceptelor și a reperelor filozofice. Lao Tzu este, cum spuneam, unul din marii reprezentanți ai filozofiei, ai gândirii chineze și numele lui se leagă constituirea unei școli importante, de asemenea o școală fundamentală în ansamblul civilizației chineze, școala taoistă sau școala lui Tao. Se spune că Lao Tzu este părintele acestei școli, cel care, iată, a pus bazele, dar sigur că sunt și alții care au contribuit ulterior. Sigur, discuția despre existența lui, iarăși, poate să ne aducă mai multe perspective. Unii spun că ar fi existat, alții
este mai degrabă un personaj legendar, situat undeva, deci născându-se undeva probabil în jurul anului 570 înainte de Hristos. Se știu foarte puține lucruri despre el, se știe că s-a născut în statul Chu, că a trăit apoi în statul Zhou, că a fost arhivar, a lucrat, a funcționat în biblioteca în care se afla arhiva statului Zhou. Trebuie să spunem că statul Zhou este, dinastia Zhou, mai bine spus, este perioada cea mai îndelungată, da, regimul dinastic cel mai îndelungat din istoria Chinei, a durat din secolul 11 până în 221 înainte de Hristos, deci atât câteva secole bune. Și ultima parte în care se situează și Lao Tzu este o epocă de o mare efervescență culturală, când s-au format cele, cum spun chinezii, 100 de școli filozofice. Școala pe care o întemeiază Lao Tzu aparține acestei perioade și este una dintre cele 100 de școli, cum spune așa cu un termen generic, dar de fapt este în frunte alături de școala taoistă. Deci acest personaj despre care Sima Qian scrie în însemnările istorice, mai târziu în dinastia Han, consemnează despre el câteva lucruri și ne încredințează că el, iată, a avut o existență reală, oferă acest text care a fost structurat în două părți, Tao, țin și tățin, partea despre Tao, o primă secțiune care reunește într-un ansamblu bine articulat conceptele, ideile fundamentale ce sunt cultivate de școala taoistă, și a doua parte, Tățin, care ar fi clasica, cartea clasică a virtuții, care are o influență legistă și se simte acolo mai degrabă preocuparea pentru latura politică a vieții din acea epocă. O epocă absolut fascinantă și de o bogăție spirituală extraordinară. Se povestește despre Lao Tzu că în drumul său spre frontiera de vest, călare pe un bou, dezamăgit de lume, așa cum se arăta ea la vremea aceea, i-a împărtășit paznicului de la frontieră gândurile sale despre lume, despre om, despre toate celelalte, iată și aspecte politice, toate așternute în 5.000 de caractere. Textul este extrem de laconic. Eu am discutat cu mulți ani în urmă cu Suyen, am parcurs împreună, ea m-a consultat la traducerea anumitor termeni și am avut o perioadă de mare bucurie spirituală, pot să spun, încercând să descifrez cu ea anumite paragrafe mai controversate, unde era foarte sigură asupra echivalării în limba română, și împreună ne-am minunat de complexitatea textului, așa laconic, comprimat, condensat cum este, este o adevărată bijuterie. Practic fiecare cuvânt ascunde sensuri tainice, profunde, pe care sigur că fiecare traducător le deslușește și le oferă în propria sa interpretare. Nu vreau să monopolizez discuția și să răpesc din timpul celorlalți vorbitori. Doar vreau să subliniez că traducerea doamnei Suyen se înscrie într-un șir de traduceri care s-au făcut din acest text. Cred că această carte, Tao Te Ching, este una dintre cele mai traduse din lume. Se pare că după Biblie, da, este textul cel mai tradus. A fost tradus în grilă filozofică, a fost tradus în grilă religioasă, au existat nenumărate comentarii. La noi, prima traducere cred că a apărut în 1932,
este o traducere făcută după o versiune în franceză. În Occident, undeva la, cred că în secolul XVIII, a fost prima dată tradus textul de către un misionar englez și apoi în 1842 este o traducere în franceză a lui Stanislas Julien și probabil că această traducere de la noi din 1932 este după această versiune. Apoi a mai fost tradus din rusă și ceva mai târziu, cred că undeva prin la începutul anilor 90 a existat o altă versiune a lui Florin Brătilă împreună cu mai era încă un traducător, nu-mi amintesc acum numele, dar dintre sinologi aș vrea să menționez traducerea lui Dinu Luca, o traducere absolut excepțională din 1995, cred că este traducerea lui Șerban Toader, care este într-o grilă religioasă, iar traducerea doamnei Suien este, dovedește o cunoaștere profundă, subtilă a limbii clasice chineze, a gândirii tradiționale, a filozofiei chineze și, nu în ultimul rând, stăpânirea cu maestrie a limbii române. Așadar, traducerea aceasta este pentru publicul larg, este cu siguranță că va veni în ajutorul celor care doresc să înțeleagă mai bine civilizația chineză și în speță gândirea taoistă, dar și pentru noi sinologii este o lucrare și o traducere impecabilă care deschide noi porți de discuție, de interpretare. Notele sunt extrem de bine cântărite și cu informația necesară, fără să te ducă pe multe cărări, ci pur și simplu te conduce în înțelegerea profundă a acestui Tao care, așa ne spune Lao-tzu din primele vorbe, din primele versete, este Tao despre care vorbim, nu este adevăratul Tao. Nu este cel de dincolo de vorbe, nu-i așa? Dar traducerea aceasta ne ajută nu doar să-l surprindem pe Tao acesta pe care îl putem rosti în vorbe, dar cred că ne ajută parcurgând cu răbdare textul și notele și comentarii până la capăt, ne ajută să zărim niște crâmpeie și din acel Tao de dincolo, Tao din spatele misterului, cel despre care spune Lao Tzu că nu putem vorbi, nu-l putem rosti. O felicit pe doamna Suien, vă felicit și pe dumneavoastră și ne dorim în continuare să avem multe asemenea lucrări minunate. Vă mulțumesc foarte mult și eu, doamna Luminița, doamna profesor Luminița Bălan. Este o onoare să vă avem alături de ceilalți invitați și să, iată, jubilăm împreună că chiar dacă timpurile sunt așa cum sunt, există în continuare niște ferestre prin care putem să întrezărim cum ne poate ajuta acest Dao să facem din viața noastră poate armonie. Aș vrea în continuare să dau cuvântul doamnei traducător Suien și să povestim puțin despre munca dumneavoastră la această carte. Acum ați revizuit textul, v-ați reîntâlnit cu el, ați reîmprospătat o parte dintre notele care explică acest document. Cum a fost pentru dumneavoastră să lucrați la această carte și ce a însemnat pentru dumneavoastră să faceți această muncă de întâlnire cu textul Dao de Jing de la Oțu? Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Mulțumesc și Luminiței, care a făcut o prezentare așa de frumoasă despre Lao Tzu și Tao Te Ching, despre traducerea acestui text, despre perceperea în circurile academice, deci a textului Lao Tzu. Foarte frumos a vorbit și despre contextul, perioada, istoria acestui text.
Acum eu vin cu puțin, vorbesc puțin despre apariția acestei ediții a lui Lao Tzu. Deci acum 20 de ani, în anul 2000, am descoperit la o editură creștină din Anglia, Cartea Lao Tzu versus Biblie, scris de un tânăr filozof chinez, fiind prima lucrare de specialitate care făcea comparație între Lao Tzu, Tao Te Ching și Biblie. Deci, după cum se știe, cu excepția Bibliei, Lao Tzu este cu cele 5.000 de caractere, a cunoscut cea mai mare popularitate, fiind tradusă în majoritatea limbilor. Am hotărât imediat să traduc această carte, să o prezent cititorilor români. De ce? Pentru că studiind, trăind și lucrând în România, nutresc un sentiment deosebit față de poporul român și valorile sale fundamentale. Cultura română poartă amprenta puternică a credinței creștine. Am constatat că în Tao Te Ching există multe elemente similare cu cele ale credinței creștine. De exemplu, Tao al lui Lao Tzu este creator, iubitor, este drept, asemănându-se în această privință, omul sfânt este într-o chiparea lui Tao. Așa cum Iisus Hristos este strălucirea slavei chipului ființei lui Dumnezeu. Deci, în această nouă ediție am dorit să ofer cititorului român șansa de a cunoaște o parte importantă din comoara poporului chinez, începuturile și totodată culmea filozofiei chineze. Așa. Când m-am apucat să traduc această carte, am observat că pe piața de cărți din România există multe, multe versiuni traduse din alte limbi. Fiecare are punctele forte și punctele slabe. Și de aceea am hotărât să traduc Tao Te Ching direct din chineza veche. Am pornit cercetarea asupra textului în chineză veche, bazându-mă pe exegete antice și contemporane de autoritate și cu ajutor diferitelor dicționale de specialitate, prin care Marele Dicționar Etimologic și al Marelui Dicționar Explicativ al Limbii Române și altele. Așa. Deci, în anul 2016, Lao Tzu Tao Te Ching a avut parte de un vernisaj dedicat în cadrul Târgului Internațional la Beijing. La acest eveniment, domnul Bogdan Bobescu, fostul director al Centrului de Cărți al ICR, a susținut un discurs considerând că această versiune a lui Lao Tzu, bilingvă, are o semnificație deosebită pentru cunoașterea filozofiei chineze de către români și cartea fiind inclusă în bibliografiile Universității din București pentru cercetări din domeniile filozofiei și teologiei. Deci, un lucru și mai îmbucurător pentru mine este faptul că de la apariția lor în 2009, Lao Tzu Tao Te Ching și cartea Lao Tzu și Biblie, ambele părți pe care am avut onoare să le traduc, au condus la apariția cercetării științifice și a tezelor de doctorat în domeniu. Gama asta a fost despre traducerea mea. Acum să ne întoarcem la Lao Tzu.
A vorbit Luminița foarte frumos despre perioada în care s-au născut, în perioada în care s-a întâmplat cum, deci despre această perioadă foarte importantă în istoria Chinei. Deci era vorba de sfârșitul epocii primăvara și toamnă, de acum aproape cam în anul 600 înaintea lui Hristos. Atunci s-au născut Lao Tzu, Confucius, Mo Tzu, care au creat școlile taoiste, confucianiste, maoiste, hrănind cultura și civilizația chineză de câteva mii de ani. Însă, realitatea era dureroasă. În această epocă zbuciumată, marcată de dezbinarea politică și dezintegrarea socială, Marele Tao al Chinei se pierduse. Și acești înțelepți nu aveau nicio putere ca societatea să se întoarcă spre Tao, deci au suferit cu acest regret toată viața. Iar școala confucianistă promovată de atunci n-a fost decât un substituit. Ajuns la pătrânețe, Confucius regreta. De prea mult timp nu mai exista Tao și speranța mea de a-i practica învățăturile s-a prăbușit. Confucius îl adora pe Marele Tao. Spunea de mai multe ori, Marele Împărat Yao se închina numai lui Tao de pe cer și luma cu toată inima și cu tot sufletul. Ce măreție! Și împăratul Shun, împăratul Yu, avea întreaga lume la picioare, dar nu-și caută propriile intelese. El ținea așa de mult la Tao, spunea, dacă în zori ai auzit de Tao, l-a asfințit, poți să mori fără regret. Da, era o perioadă, chiar lumea se îndepărtase de Tao. Și în loc de a promova Marele Tao, de a promova idealurile de mare armonie bazată pe Tao, urmând idealul de o bunăstare relativă a societății pe principiul Li-Turi, da? Cum a spus Confucius, oamenii măcar o zi să fie stăpâniți pe sine, întorcându-se la rituri, atunci tot ce se află sub cer va fi dominat de omenie și virtutea perfectă. Și Lao Tzu tot așa trăia în aceeași perioadă, a trăit foarte mult în dinastia Zhou de răsărit, da, era o perioadă zbuciumată, societatea era prinsă de haos, instabilitate, regimul sclavacist se strămaselă. Deci, dar în această perioadă, foarte interesantă, se afirma o nouă clasă alcătuită din cărtulari învățători care nu proveneau din familiile nobile. Ei devenind ulterior militari, politicieni și filozofi. Apariția lor a determinat emergența celor 100 de școli. Deci, perioadele primăverii și toamnei și a regatelor combatante sunt cele mai fertile din istoria gândirii chineze. Despre Lao Tzu a vorbit adineori și Luminița și văzând de situație se a plecat, se întrepta spre trecătoarea Hangu. Pasnicul i-a zis, învățătorul va pleca și se va ascunde, va trebui să-mi lase o carte. Prin urmare, Lao Tzu
a lăsat cele 5.000 de cuvinte și a plecat fără să se știe unde a plecat, unde a ajuns. Da, și el ofta de situația în care lumea se îndepărtase de Tao. Și spunea că mă simt obosit, ca și cum nu s-ar mai afla lăcaș la care mă întorc. În vreme ce altora le prisosesc cele întrebuincioase, doar eu par ar fi pierdute ceva. Dar ce a pierdut? Unde să se întoarcă? Deci să vedem ce spune Lao Tzu în aceste 5.000 de cuvinte. Da, el ofta calea cea mare, Tao, este netedă, dar poporul căuta a urma podecile rătăcitoare. Curțile recatele sunt corupte, iar ogoarele sunt acoperite de puruieni, hamparele sunt cu totul goale, în timp ce unii se îndestulează cu păuturi și bucate, acumulează averi ce prisosesc. Iată ce este culmea, iată ce se cheamă căpeteniile sau culmea hoților. Vai de lumea îndepărtată de Tao. Dar despre ce fel de Tao a vorbit Lao Tzu? De fapt, era vorba de tradiția lui Tao, practicată de chinezi din antichitate. De aici vreau să vorbesc puțin despre tradiția lui Tao din antichitate. Credința chinezilor din antichitate. Deci cuvintele folosite de strămoși chinezi foarte des este Tian, înseamnă cerul, Tao, da? Divinitate, Dumnezeu, cel de sus, dar au nuanțe, puțin nuanțe diferite, dar semnificații e la fel. Totul se referă la deci credință în cel de sus. De exemplu, aici vreau să vă arăt ceva. Asta este, nu știu dacă se vede, asta este un sigiliu regal care datează în 1700 înaintea lui Hristos. Și acolo ce scrie? Aici este pictat de mine cu grăbune. Deci partea asta scrie cuvântul Shangdi, divinitate, Dumnezeu. Partea aici este Tao. Partea aici, nu știu dacă se vede, este Duh. Se vede. Aici, asta este un sigiliu regal. Deci se vede că din antichitate oamenii credeau în Tao și asta este cum se spune, autoritatea supremă. Și în cărțile istorice, în semnările istorice, cartea documentelor, s-au scris foarte mult. Dumnezeu este cerul, cerul este Dumnezeu, cerul nu vorbește, însă e credincios, Dumnezeu nu își exprimă indignarea, dar este de temut. În cartea prefacelor scrie ce este deasupra este metafizicul, adică Tao, ce este de desubt este realitatea fenomenală. Așa, deci asta este, cum se spune, de aceea închinarea cerului, supunerea lui Tao, credința în divinitate și frica de Dumnezeu au același semnificație exprimând la oaltă tradiția lui Tao. De exemplu, în perioada Xia Shangzhou, 2700-1000 înaintea lui Hristos, exista deci tradiția în legătură cu cedarea tronului de către împărați. Deci ei nu țineau neapărat să cedează tronul urmașilor lor. Deci ei cerceta voia cerului, voia divin. Cine este potrivit să preia tronul?
și cu rugăciune, cu ritualuri, ei aleg succesori, deci căutând voia lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte lucruri care, de exemplu, ritualuri de închinare. Că China este supranumită țara ritualurilor, da? Dar care sunt ritualurile supreme respectate de strămoși chinezi din antichitate? Deci printre toate ritualurile închinate celui de sus se numără jiaoji, da? Se făcea prin sângele animalilor niște sacrificii aduse cerului, da? Deci există rituri închinate cerului oficiate de împărați, care era marele preot, și ienții, ardele de tot, pentru ca mirosul să aruncă la cer. Faptul că se ruga pentru binecuvântare, niște însemnări scriau așa, faptul că de a se ruga pentru binecuvântare fără ardere, se considera blestemată de Dumnezeu. Sunt foarte multe, dar tema principală a cărții riturilor scrisă chiar de Confucius au fost rituri de închinare, practicate în timpul dinastiei Zhou, moștenite din dinastie Xia Shang Zhou. Așa. Deci se știe că chinezii din antichitate știau că jertfele plăcute lui Dumnezeu pot duce la iertarea păcatelor oamenilor. Deci aici am citat din Cartea Stihurilor. Și mai există un lucru interesant, deci enigma cuvintelor. După cum se știe, caracterele chinezești au o istorie de mii de ani. Deci este vorba de Changji, da, care istoriograful împăratului a fost primul care a cules, a pus în ordine caracterii chinezești, cam în perioada 2600 înaintea erei noastre. Dar interesant că foarte, foarte multe cuvinte au legătură cu divinitate. Aici vreau să... Este adevărat, în lucru la această carte am avut parte alături de dumneavoastră de multe ori de o coborâre aproape abisală la nivelul cuvintelor atunci și expresiilor, atunci când a fost vorba despre divinitate. E o carte presărată cu foarte multe straturi de înțelegere a informațiilor, dar în special divinitatea este un punct esențial. Sigur că da. Sigur că da. Deci aici sper că găsesc niște exemplare. La crearea cuvintelor, de exemplu, cuvântul odihnă, da? Deci omul odihnește lângă un copac. Sau cuvântul singurătate, da? Doi soți părăsit, isconit din ogor, da? Și mai este ceva să vă arăt. Barca, corabia, este alcătuit. Deci partea asta înseamnă corabie. Aici înseamnă 8 oameni. Foarte interesant că potopul, pe baza cercetărilor cam 3000 de ani înaintea lui Hristos, crearea cuvintelor chinezești cam tot după această perioadă. Și foarte, foarte multe cuvinte, de exemplu în chineză, foarte multe cuvinte care are legătură cu binecuvântări, cu noroc, cu ritualii, în legătură cu rugăciuni, binecuvântări, au
aceleași parte semantică sau constitutiv. Și asta înseamnă divinitate. Pentru asta, deci v-am arătat câteva cuvinte ca să vă arăt că din, în antichitatea Chinei, chinezii chiar credeau în divinitate și puneau accent foarte mare în credința în Dumnezeu. Acum ne întoarcem la... Aș vrea să vă fac o invitație, pentru că Zoom nu este chiar foarte generos cu noi în sensul de autonomie de timp. Dacă se poate să facem un mic moment de trecere și să putem da cuvântul mai departe și să ne reîntoarcem după aceea la text și la detalii despre text, așa cum ne-am propus astăzi, de fapt, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, aș vrea să oferim puțin timp și următorului invitat, pentru că s-ar putea, din păcate, tehnologia să fie mai puternică decât reușesc eu să fiu astăzi ca și moderator și să ne lase fără spațiu pe Zoom. Aș vrea să îi ofer în continuare cuvântul și domnului Costion Nicolescu, antropolog, teolog și, așa cum își dorește să fie prezentat astăzi, în special eseist și scriitor. Dacă aveți plăcerea să ne împărtășiți și dumneavoastră câteva cuvinte despre acest text la care doamna traducător Suyen a lucrat cu atât de multă acribie și a reușit să scoată un material din care, până la urmă, oricare dintre cititorii contemporani reușesc să facă contact cu informații care au sens, v-aș ruga să povestiți puțin despre importanța acestui text Dao De Jing, de Lao Tzu, și pentru omul contemporan. Da, acum eu, spre deosebire de doamnele prezente aici, în această întâlnire, eu nu sunt sinolog. Sunt un cititor, un iubitor de cultură, dar cred că e bine de văzut și din unghiul ăsta, pentru că această carte, sigur, nu este destinată catedrei de sinologie, în fine, sau celor foarte, ci omului care vrea să aibă o cultură generală, chiar dacă, să zicem, cultura generală este uneori superficială, și să știe, să cunoască în legătură cu cultura unei anumite părți a lumii. Eu mărturisesc că pentru mine, dar cred că pentru europeni în general, cultura extrem-orientală, cum e cea chineză și cum sunt și altele, e destul de enigmatică și de greu de pătruns. De multe ori mi se pare că e o altă lume. Sigur că mă uit și mă fascinează unele producții culturale, nu, să zicem, în pictură, în cinema, în zilele noastre, în arhitectură, în medicină, sunt niște lucruri care ne uluiesc așa. Avem impresia că ne scapă, dar știm că sunt acolo consistente și ca o valoare. E, acum, pentru noi, cred că e o mare șansă cu Suyen, cu doamna Suyen, că stând aici mult timp, cunoscându-ne pe noi, fiind și, mă rog, chinez zoaică, nu, s-a gândit să arunce o punte. Că eu așa văd această carte ca pe o punte aruncată între două culturi, nu cea românească neapărat. Sigur, aici am veșmânt românesc, dar cultura ideo-creștină, să zicem, și cea chinezească, foarte consistente amândouă. Ori noi avem nevoie de această, o astfel de punte, ca să o trecem și să ne cunoaștem și să vedem că rădăcinile noastre, până la urmă, cred că asta e și unul dintre gândurile doamnei Suyen, rădăcinile noastre sunt aceleași. Și sigur că, pornind de la un lucru care pentru noi, mă rog, pentru credința noastră este absolut, e un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, nu e un Dumnezeu al chinezilor, unul al africanilor, unul al ce știu eu cui. Ori acest Dumnezeu, sigur că s-a revelat unora într-un fel, în fine asta e de discutat, și fiecare pe baza revelației pe care a avut-o, cu așteptările lui, cu putințele lui de pătrundere, a dat cărțile întemeietoare. În fond, recurge la o carte întemeietoare de și religioasă, cum s-a spus, și împreună și filozofică, și în fine, îmbrăcând multe, multe veșminte. Deci, la rădăcina spiritualității chinezești se duce Suyen.
De altă parte, sigur că ea vizează și rugăciunea, a vorbit despre Biblie, despre cărțile noastre de temerie, de căpătâi. E, ea face lucrul acesta și asta este cu foarte mult profesionalism, a descris puțin cum a lucrat, dar și cu multă iubire, cu mult entuziasm. Ori lucrul ăsta se transmite cititorului și îl poartă. Una e să fii purtat de niște lucruri seci, reci, nu știu ce, și alta e să fii purtat așa, ghidat, să spunem, pentru că este și un ghid ce face ea, și ai nevoie de un ghid, prin notele ei, prin introducere, prin instrumentele de la sfârșitul cărții, bibliografia și cronologia, te ajută foarte mult. Acum, să zic, o mică observație ca să vedem cum lucrurile câteodată sunt ciudat de asemănătoare. Și, de exemplu, m-a frapat faptul cum au descoperit ei în 1973 la Ma Wang Dui manuscrisul pe Mătase. Noi am descoperit manuscrisul de la Marea Moartă. Și a fost o mare încurajare pentru că am văzut că ele nu sunt făcute, există în fine și sunt originale și lucrurile au altă așezare. Sau au descoperit cu urmă mai târziu și acel manuscris de la Godian pe bambus. Deci și ea, Sui Yan, asta iar se remarcabil, s-a dus la aceste variante, cele mai vechi, chineza cea mai veche și textele cele mai originare, să spunem. Ori, iarăși, s-a pomenit de faptul că au fost multe traduceri. Eu nu știu dacă nu asta e prima care o face un nativ chinez. Restul au fost oameni care au învățat chineza și au tradus. Acum e un nativ chinez care, bineînțeles, a consultat dicționarul, cum a spus, a consultat editorul, nu? A jucat împreună. În fine, dar e altceva dintr-o dată. Și atunci și interesul poate să fie altul. Ca să vorbim despre textele astea, pentru că ce e frumos, iarăși un lucru, sunt poeme, ne spunem. Ele sunt denumite capitole convenționale, dar sunt niște poeme. Și de fapt cât am mai dat eu peste la o țân diverse, odată ca înțelepciune și ca o înțelepciune poetică. Deci despre ele s-ar putea să vorbești cât de cât ca să spui ceva cu sens, tot așa, cu o înțelepciune poetică sau cu o poezie înțeleaptă. Așa poți să vorbești despre textul acesta. Ele, fiind așa scurte, poemele astea, asta, cum am spus, ele te îndeamnă la tihnită lectură. Deci când citești o pagină din carte de aici, nu e ca și cât ai citit o pagină din Kant sau din Heidegger, unde ai nu știu ce și ai prins un fragment. Aici, știți că sunt nesfârșite exfolieri, și te cheamă să te așezi tihnit, să citești, să te bucuri. În fine, problema este pentru noi și de aia ne ajută Sui Yan foarte mult, că e un polisemantism extraordinar. Și din zecile de nuanțe, din sutele de nuanțe, uneori, cum faci să-l alegi pe cel, să zic, care a fost în intenția lui Lao Tzu. Și asta atunci trebuie să intri puțin în fluxul de gândire al lui. Sunt cărți sapiențiale, într-un fel, paradoxul e la el acasă, tot timpul, paradoxul în gândire, în exprimare și ceea ce e fascinant, iarăși, orice lucru major se exprimă în ultimă instanță prin paradox, printr-o exprimare paradoxală, antinomică, să spunem. Și, urmă, sunt unele lucruri care, sigur, pot să meargă la categoria sfaturi. Sfaturi care poate să fie pentru sufletul tău, pentru construcția ta sufletească sau poate să fie pentru comportament practic în societatea în care trăiești. Și poate o să citesc așa ceva. În orice caz, suntem introduși frumos cu un parcurs al istoriei, al istoriei a parcurgerii, drumul cărții în cultura și chineză și europeană. Și sigur că ideea mărturisită sau mai puțin mărturisită este să vedem cum găsim anumite asemănări, paralele între condiția noastră creștină și condiția lui Dao. Acum, în fond, cartea vorbește despre Dao, despre De și al treilea element ar fi omul sfânt. Dao
sigur că putem să începem să gândim și la treimea noastră într-un fel, așa, dacă avem curaj și dacă nu exagerăm puțin, adică nu forțăm. Dar putem să ne gândim așa puțin. Acum, Dao, aici se aseamănă foarte mult, să zic, cu exprimările noastre mistice. Dao poate fi exprimat catafatic, adică se spune Dao este așa, și să urmă să ajungi la exprimarea superioară, cea apofatică, în care e de negrăit, nu mai poți să spui mai nimic, ca eventual îl străvezi, îl simți. Și asta o trimite pe Suien, pe bună dreptate, la Sfântul Dionisie Areopagitu, cu gândirea lui mistică și cu tainele pe care le presupune orice exprimare despre Dumnezeu. Unde am eu aici un pic de... Da, sigur, n-am aprofundat. La prima vedere există o deosebire care a dus și la cele două feluri de exprimare culturală și de trăire spirituală. Și anume că în timp ce în creștinism Dumnezeu este persoană, are caracter personal, Dao este oarecum impersonal, câteodată e personalizat, dar este ceva... E ceva impersonal. La noi e persoana, Tatăl, Duhul Sfânt, ești persoană. E tu, e cel cu care ai o relație, vorba lui Martin Buber, eu tu, foarte direct, de multe ori tu, care este în interiorul tău, nu e în fața ta și așa știm lucrurile astea. Deci zice, da, o creează și aici, într-adevăr, la partea de creație, poate că se poate mult vedea un... asemănări, așa să spun, această creație din nimic, cumva. Mai e ceva. De exemplu, care te surprinde la prima vedere, zice Dao, e și ființa și neființa. Pentru noi, Dumnezeu e ființa absolută. Nu există Dumnezeu să fie neființă. E neființă din totdeauna, pentru totdeauna. Vorbim acum dincolo de credința pe care o are unul sau altul, ca și gândire. Pe când aici zice, sigur că dacă te uiți mai departe, poate o să vezi că neființa aia nu este neființa, că nu exista, ci era încă nealcătuire, era un fel de ce avem noi în tohu babohu, acea negură primordială. Urmă e frumos, vine, dau o creează și e de care pune în mișcare. Sigur că la noi pune în mișcare Duhul Sfânt. Se plutea pe deasupra apelor la început, avem începutul Scripturii, și așa ca un fel de cloșcă care așa și toate primesc duh de viață și încep să trăiască. Aici de virtutea, în paranteză, e cea care pune în mișcare și oferă condițiile necesare existenței. Suien trimite la har, pe bună dreptate, harul. Harul e cel care infuzează și îți dă inspirație și te ajută să lucrezi într-o direcție, legea harului. Deci D este o manifestare a Dao. Dao în acțiune lucrează prin D, aș înțelege eu. Este un Dao care se concretizează, se exprimă concret. Și aici apare al treilea element, omul sfânt, care e foarte aproape de sfântul nostru. Omul sfânt care, așa cât am zis, sfânt, poate fi privit în două feluri, care le putem și unifica la un moment dat. Una, ca trimis al lui Dumnezeu, deci venind de sus, spre oameni, ca un trimis, ca să împlinească, să ajute în fine oamenii, sau ca un om care urcă spre Dumnezeu și care se subțiază spiritual, devine tot mai spiritual și mai aproape de lumea lui Dumnezeu și acționând în felul acela. Ca un ascet extraordinar. Și rolul omului sfânt, cum îl apare așa, este oarecum mesianic, de salvare cumva. El, prin învățătura lui și prin exemplul lui de viață, vrea să salveze lumea din toate acele cădări pe care la un moment dat le-a enumerat Suien mai devreme. Ea, din toate, ne spune că sunt multe accepții și aici e bine că ne scoate ea puțin și ne alege una, e aceea de întruparea lui Dao, omul sfânt, întruparea lui Dao, a amintit Suien de Hristos, și de manifestarea a lui D, a virtuții. Se înțelege bine atunci. E mai frumos cum vede
daoismul sau cum se spune, învățătura Lao Tzu, viața omului ca o cale. Ca o cale cu majusculă. Bun, poate să fie o imagine poetică, o metaforă. În general, fiind de o carte poetică, și plină de metafore. Bineînțeles, și metaforele sunt cele care te fac să înțelegi, să pătrunzi lucrurile mai bine decât un limbaj analitic, așa, cu definiții descriptive. Și calea, noi o avem tot așa. Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci... aici, iarăși, este un punct de conivență. Dincolo de astea, această carte, că ați spus, sigur că e de actualitate. Eu pot să dau de exemplu acum, nu mai întind vorba mult, dar un exemplu, e foarte, două exemple, dar să vă dau. Uitați, de exemplu, capitolul 17. Aș vrea să spun că însăși punerea în paralel a textului, vizual pentru noi, doamnele poate să și citească câte ceva sau mai mult, dar vizual arată pe mine, nu înțeleg decât ca o pictură asta, ca un desen, așa, e foarte complicat. Dar vreau să puse în paralel, ele susțin intenția asta de punte, de legătură, de și uitați capitolul 17, care zice așa, e scurt, conducătorul cel mai bun e cel neștiut. Noi am putea ne gândim și la Dumnezeu. Mai puțin bun este cel pe care poporul iubește și laudă. Mai puțin bun este cel pe care poporul se teme. Mai puțin bun este cel pe care poporul știe. Unde nu este credință, unde apare nevința. Lucrătorul care îl apasă, care îl lasă pe Dao să lucreze, stă liniștit și își cumpănește vorbele. După ce lucrarea se va împlini, poporul va spune, așa era și firesc să fie. Păi să ne uităm la conducători, suntem atât de departe, da, aspirațiile astea sunt absolut valabile, din un cap la altul, adică sunt capitole reale și care tot așa mi-au dat senzația, și mă rog, am capitolul 16, nu știu care, în care senzația unei scări. Avem și noi scări nenumărate în teologia creștină, în credința creștină, scara lui Iacob, în fine, scara lui Ioan Scăraru, adică unui urcuș. Îi se oferă omului, prin învățătura lui Lao Tzu, un urcuș, posibilitatea unui urcuș. Deci o scară te ajută ca să ajungi la o înălțime, dacă nu poți să zbori. Cine poate să zboară, zboară, nu are nevoie de scară. Și așa, pentru încheiere, O să mă lăsați să mai citesc trei propoziții, capitolul ultim, cu asta închei, care mi se pare foarte poetic. Toate sunt poetice, dar și foarte, cum să vă spun eu, noi nu trebuie să ne gândim numai la sisteme politice, aici poți să te gândi, dar trebuie să gândim la sistemul nostru de gândire, de prezență în lume, de a ne propune pe noi altora și trăirea noastră altora încât să încălzească puțin, să creeze un mediu respirabil și favorabil unor împliniri. Capitolul 81. Vorbele sincere nu sunt frumoase. Vorbele frumoase nu sunt sincere. Cel bun nu folosește vorbirea meșteșugită. Cel ce folosește vorbirea meșteșugită nu este bun. Omul sfânt nu adună nimic pentru sine. Cu cât face mai mult pentru alții, cu atât dobândește mai mult și cu cât dă mai mult, cu atât are mai mult. L-avem și prin Nicolae Steinhardt aici, cu dăruind de dobândit. Dao al cerului aduce folos fără a vătăma. Dao al omului sfânt făptuiește fără a se lua la întrecere. Excepțional. Adică, cred că, așa, dacă o chestie ideală, așa, s-ar putea introduce așa un mic, nu știu, curs să zic, de învățături, de înțelepciune. Asta suntem la ceea ce se cheamă înțelepciune, care poate că e un treaptă mai sus decât filozofia, pentru că merge mai adânc, e mai fierbinte, e un nucleu de foc, așa, și care te încălzește. Nu o să zic acum că dacă citim toți cartea asta o să ne schimbăm, ne trebuie multe lucruri ca să ne schimbăm, dar ceva tot va rămâne. Și bineînțeles că eu, așa, asta ca să vă fac acum și ceva
pentru inima noastră. O să o recomand și o să o fac și cadou, că editura să fie și-a mulțumită că a făcut un lucru bun. Asta e totul acum, să ajungă la cât mai mult. Și eu sper că o să ajungă și, bineînțeles, că o să se folosească. Eu m-am bucurat mult. De 2 zile și jumătate o am, am citit-o, m-am bucurat, dar trebuie să revin. Iar îți spun, nu e o carte, pare ușor, e prietenoasă, în același timp nu poți să o epuizezi așa dintr-o lectură. Poți să revii și nu e obositor. Vin într-o zi la o pagină, altă zi la altă pagină. Nu trebuie să o faci neapărat imediat cap-coadă, să zici gata, am citit-o, la revedere. Nici vor. Ca și Biblia, vorba. Mulțumesc. Domnule Costiu Nicolescu, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi și abia aștept, recunosc că cumva limitată de mediul acesta online, culmea, să vă am din nou alături pe toți dintre dumneavoastră la un eveniment live în care probabil că o să putem să împărtășim și cu cei din sală mult mai pură gaz, astfel de informații prețioase. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție. O să dau cuvântul în continuare și vă spun sincer, simt că acel foc interior care chiar a crescut de câteva minute. O să dau cuvântul în continuare invitatei noastre, doamna profesor Madea Xinciuc, profesor doctor la Universitatea din București, director al programului de studii religioase, texte și tradiții al Universității din București. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Prilejul de astăzi este clar, vorbim despre importanța acestui text, despre faptul că reedităm pentru a doua oară acest document și invitația este, dacă se poate, să împărtășiți cu noi și modul în care dumneavoastră prezentați studenților și modul în care prezentați lumii de obicei, un astfel de text care vine cu o istorie îndelungată în spate, dar care, cum spunea și invitatul de mai devreme, face în continuare un serviciu foarte, foarte penetrant și actual, chiar și pentru omul contemporan. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând, și trebuie să spun că este un eveniment, este o sărbătoare apariția unei asemenea cărți, cu atât mai mult cu cât o lucrare atât de dificil de tradus merită, nu, adusă publicului în mai multe variante de traducere pentru a observa tocmai adâncimea, complexitatea, frumusețea acestui text. Fiecare dintre traducători va aduce amprenta proprie, va aduce înțelegerea proprie, iar aici, după cum spunea domnul Nicolescu, avem de-a face cu prima traducere a unui vorbitor nativ de limbă chineză, care nu este un vorbitor nativ și atât, ci iată, este un om care are un doctorat în literatură comparată, este un om care știe bine chineză veche, deci este cineva care, cunoscând foarte bine limba chineză și cunoscând la fel de nuanțat și temeinic limba română, ceea ce este o performanță, poate să ne facă prezent mesajul acestei cărți într-o manieră inedită, aș spune, într-o manieră în care un vorbitor nativ de limba română nu ar putea niciodată să lege firele. De aceea eu îi mulțumesc foarte mult doamnei Suien pentru această traducere. Sigur, la fel de îndatorate sunt, de exemplu, domnului Dinu Luca, pe care îl admir și cu traducerea căruia m-am hrănit ani de zile, însă traducerea doamnei Suien aduce nuanța proprie, aduce o amprentă pe care nu o vom regăsi în nicio altă traducere și acesta este, nu, marele dar al unei traduceri. De asemenea, mulțumesc editurii Herald pentru această îndrăzneală, nu, de a publica și de a aduce pentru oameni mari texte ale marilor tradiții religioase, pentru că nu, eu nu voi vorbi așa cum a vorbit colega mea, pe care mă bucur foarte mult să o revăd, Luminița, doamna profesor Luminița Bălan, care este sinolog. Eu nu voi vorbi în această perspectivă, deci venind dinspre sinologie, căci nu este domeniul meu, ci voi vorbi dinspre zona studiului religiei, studiul comparat al religiei, filosofia religiei. Această carte este o lucrare care, sigur că trebuie citită și recitită, dar mai cu seamă trebuie primită, și de aici actualitatea ei, ca un bun prilej de a degusta din înțelepciunea lumii. Nu? Cum spunea domnul Nicolescu, mi-a plăcut foarte mult această distinție între filozofie și înțelepciune.
este o carte de înțelepciune, nu o carte de filozofie. De aceea discursul nu este sistematic. Nu avem un sistem, nu avem o doctrină, nu se pot spune lucrurile pe nume clar, matematic, într-o variantă în care putem argumenta sau nu neapărat o poziție sau alta, ci avem de a face cu un discurs care are adâncimi nebănuite. Asta înseamnă marile texte ale lumii, nu? Textele sacre. Texte care vorbesc mereu la timpul prezent pentru oricare dintre cei care citesc. Acest text nu își va pierde actualitatea niciodată pentru că este inepuizabil și pentru că vorbește în maniere unice pentru fiecare dintre cei care se apropie de el. În ceea ce mă privește, nu pot să nu fac această mărturisire, am o mare bucurie și o mare onoare să mă aflu cu dumneavoastră, alături de dumneavoastră, pentru că, iată, această carte este una din cărțile care pe mine m-au hrănit, care mi-au dat învățătură, nu? Și consider între mari învățători pe care i-am avut în această viață, îi spuneam doamnei Suyen că Lao Tzu este pentru mine un taș, un mare învățător. Aș spune că nu insist acum pe tot ceea ce ține de istoria textului și istoria personajului, pentru că a făcut-o foarte bine și mult mai bine decât mine colega mea, doamna Luminița Bălan. Aș dori însă, înainte să intrăm puțin în câteva din, aș spune, versete, dacă îmi permiteți, sau nu știu cum le-am putea numi, fiindcă nu sunt simple fraze, aș spune câteva cuvinte despre doamna Suyen. Nu doar avem un vorbitor nativ de limbă chineză, ci iată un om foarte preocupat de înțelegerea taoismului și a ceea ce este, de fapt, Tao, sub multiple forme. Aș menționa, pentru că nu moderatorul nostru a avut această generozitate să ne prezinte foarte amplu pe fiecare dintre noi, aș spune că, după cum am văzut, doamna Suyen are și această pregătire care vine dinspre domeniul artistic. Deci are pregătire în zona literaturii, în zona teologiei, dar este doctorandă la Universitatea Națională de Arte și a avut recent o expoziție fascinantă la Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, expoziție pe care am avut bucuria să o văd. O expoziție care se cheamă Metamorfozele lui Tao în peisaj românesc. O expoziție care, iată, reia înțelegerile traducătoare, nu, cu privire la caracterul Tao și ce poate să însemne Tao, într-o variantă fascinantă, și anume, de data aceasta avem de-a face cu pictura, nu, o pictură care folosește diferite tehnici, de la tuș, la acrilic, ulei, nu, pe hârtie, pe pânză, pe mătase. O istorie a caracterului într-o variantă artistică proprie, folosind o cunoaștere care vine dinspre chineza mai veche decât chineza veche și combinând această cunoaștere cu un mod de a-l percepe pe Tao aici. Asta înseamnă în peisaj românesc. Un peisaj românesc înseamnă cum îl putem percepe pe Tao, acest Tao despre care vorbește Lao Tzu, nu? Fiind aici, trăind aici, prin lumea aceasta. Și în felul acesta m-aș apropia de text. Avem deci un traducător care înțelege spiritual mesajul taoismului ca un mesaj care se adresează oricărui pământean, pentru că Tao, principiul lumii și principiul tuturor lucrurilor, nu este un principiu care ține de o doctrină în filozofia chineză sau de o cultură, ci este vorba despre principiul lumii, principiul lucrurilor, principiul nostru, care nu ne este constitutiv oamenilor și lucrurilor. De aceea acest Tao se va manifesta și se va înfățișa nouă
oriunde în această lume, prin orice gest și prin orice manifestare a ființei noastre sau a ființei lucrurilor. Iată deci o privire pătrunzătoare a traducătoarei noastre, o privire din interior, care, având și o cunoaștere a tradiției creștine, a știut să facă aceste legături pe care, să știți, un cercetător european nu le face. Acest exotism al tradițiilor extrem-orientale ne face de multe ori să nu reușim să mai facem, să refacem puntea cu propria cultură, pentru că este atât de departe de noi ceea ce vedem acolo, de la scriere până la înțelesuri, încât nu mai reușim să mergem până la capăt, să ne întoarcem la ceea ce suntem noi și să găsim terminologic o legătură între limba noastră și limbajul nostru religios, ceea ce este mult mai complicat, respectiv această limbă și potențialul ei, nu, mesajul ei ca potențial religios. Este ceea ce face doamna Suyen, o felicit pentru această virtuozitate care este, cred, unică în spațiul culturii române și în spațiul culturii chineze, pentru că nu este doar pentru noi o bucurie, cu siguranță este și o bucurie pentru un chinez care, iată, în felul acesta împărtășește cu noi ceea ce poate fi numit, nu, o înțelepciune a unei cărți canonice. Și acum aș propune, pentru a nu vorbi prea mult, în capitolul 23, așa traduce doamna Suyen prima frază, a vorbi puțin înseamnă a urma rânduiala firii. Așa că, pentru a nu vorbi prea mult, eu aș trece la a citi și am rugat-o pe doamna Suyen să auzim puțin și limba chineză, să se facă puțin auzită și această minunată limbă. Și aș propune să intrăm foarte scurt, foarte succint în a auzi capitolul 1, de exemplu, care este un capitol foarte puternic, nu? Capitolul care deschide discuția despre Tao. Cu permisiunea dumneavoastră aș da citire acestui capitol și aș ruga-o pe doamna Suyen să îl fac auzit în limba chineză pentru publicul românesc. Cu plăcere. Vrei să citesc în chineză sau citești tu întâi în română? Poate întâi în română, pentru ca cei care te vor asculta pe tine în chineză... Citești tu în română, să știe despre ce. Da, da. Și citesc eu în română întâi și apoi în chineză. Bine, bine. Mulțumesc. Tao poate fi rostit, dar nu este Tao despre care se vorbește de obicei. Numele lui poate fi numit, dar nu este numele despre care se vorbește de obicei. Se poate numi Wu, neființa, de vreme ce era înainte de a fi fost cerul și pământul. Se poate numi You, ființa, de vreme ce este mama celor 10.000 de lucruri. De aceea, ca Wu, îi putem vedea tainele. Ca You, îi putem vedea întruchipările. U și You au aceeași origine, dar au nume diferite. Îngemânarea lor se numește Xuan, taina universului. Taina tainelor, poarta spre toate minunile universului. Mulțumim foarte mult, doamna profesor Madea Xinciu, pentru momentul pe care l-ați ales și vă invit să ascultăm acum și în limba chineză în citirea doamnei traducător Suyen. Da. 道可道，非常道，名可名，非常名。无名，万物之始；有名，万物之母。故常无欲，观其妙，常有欲，以观其所交。 二者同出，一名同位，玄之又玄，众妙之门。 Mulțumesc foarte mult. Aș mai spune doar câteva fraze pentru a încheia.
Cred că, venind dinspre zona studiului religiei de data aceasta, cred că există o mare prejudecată care vine dinspre zona monoteismelor abrahamice. Nu eu însă mă ocup în mod special de iudaism. Aceasta este tradiția pe care o sondez de 10 de ani de acum, nu? Și mă ocup de ebraică biblică, de textul biblic în mod special. Prezumția monoteismelor că potrivit căreia ele ar afișa o superioritate față de alte tradiții considerate păgâne sau idolatre, cum sunt tradițiile extrem orientale, este nu doar greșită, ci cred că este contaminată foarte mult politic și ideologic. Această carte și acest capitol redă demnitatea, nu, și ne arată, nu, redă demnitatea principiului înțeles ca fiind dincolo de toate, așa cum apare în orice tradiție religioasă înaltă de pe acest pământ. Cu alte cuvinte, această prejudecată a superiorității monoteismelor ne face să greșim încercând să găsim în altă tradiție non-abrahamică exact ceea ce avem noi. Asta nu înseamnă decât o limitare incredibilă, o imposibilitate de a ieși din propriile tale margini. Înseamnă să fiu în pata lui Procust, atâta știu despre Dumnezeu, dacă și ei știu ce știu eu, sunt buni, dacă nu, sunt păgâni și idolatri. Ei bine, această carte ne arată nu doar frumusețea taoismului, și cât de adâncă și înaltă este înțelegerea ideii de principiu, nu? Ce este Tao, acest Tao care, iată, nu are nume. Așa cum se spune, nu, în iudaism, de exemplu, că numele inefabil al Domnului este numai de necunoscut, ci și de nerostit. Iată că ni se spune despre acest Tao că el ni se înfățișează deopotrivă ca U, adică în maniera apofatică, cum a spus domnul Nicolescu, fără nicio determinare, nu? El nu poate fi gândit, nu poate fi descris, însă în același timp are toate întruchipările, eu, nu? Ființa. Asta înseamnă că e dincolo de toate, nu are chip, însă naște toate chipurile. Nu cred că poate exista o exprimare mai fină din punct de vedere teologic cu privire la principiul luminii, nu, cu privire la principiul tuturor lucrurilor. Ceea ce aduce taoismul foarte important pentru cineva care este foarte atent la discursul monoteist, care în discurs, ca orice tip de discurs, după cum ne spune Lao Tzu, te mărginește. Dacă reduci totul la cuvinte și la nume, cazi. Pentru că nu, cuvintele nu spun totul. Unde cuvintele nu mai spun nimic, acolo ne întâlnim toți. Dar acolo nu mai avem nume. Iar acolo Tao însuși nu mai are nume, așa cum și în tradițiile, nu, iudaice, în tradițiile iudaică, creștină, nu, musulmană, numele ascuns al Domnului nu este cunoscut decât de către aleșii lui care îl au pe Domnul în inima lor, nu? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceea ce aduce taoismul, la fel ca oricare dintre cele trei monoteisme, la fel cum face hinduismul, la fel cum face budismul, este o înțelegere puțin diferită de ceea ce noi suntem obișnuiți. O înțelegere care ne poate ajuta să participăm altfel la ceea ce noi numim divin, nu? Divinul în lume, dincolo de noi și în firea noastră, la modul intim. Ceea ce aduce, deci, cartea lui Lao Tzu, acest joc surprins, paradoxal, nu? Printr-o dualitate dinamică, care nu este dualitate, nu? Neființa și ființa, nu? Ce este frumos și ce este urât se împlinesc reciproc. Ceea ce aduce ca mesaj această carte este o armonie pe care noi altfel nu o putem discerne. Ne gândim de regulă la o armonie între lucruri la nivelul lucrurilor, însă această carte propune un alt fel de armonie.
nu numai tocirea strălucirilor, nu numai umbrirea strălucirilor, nu? Și scoaterea la lumină a ceea ce este smerit și umil, ci este vorba aici despre o armonie între ceea ce nu are chip și ceea ce are chip prin manifestare. Între, asta înseamnă golul și plinul. Asta înseamnă, deci, modul viu de a-l înțelege pe Tao, nu? Dincolo de cuvinte. Prin urmare, ceea ce face traducătoarea aici de față, care îi mulțumesc încă o dată, este să ne-l facă pe Tao transparent, dincolo de un limbaj, dincolo chiar de o cultură anume. Astfel Lao Tzu poate să vorbească oricărui om, nu? Oricărui om care știe limba română poate să vorbească la nivelul celei mai înalte spiritualități. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu din suflet și mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ați acordat și pentru intervenția dumneavoastră. Sper să se bucure cât mai mulți oameni de această sincretizare extraordinară de informații pe care dumneavoastră ați oferit-o. Aș vrea să ne întoarcem pentru finalul acestui moment împreună către traducătoarea cărții, doamna Suyen, căreia doresc să îi adresez rugămintea de a oferi și restul informațiilor pe care le-a avut pentru acest moment și poate de a ne reconecta încă o dată cu cartea și de a onora pentru faptul că, iată, ne face acest serviciu de a atinge înțelepciunea, poate, dincolo de filozofie. Da, mulțumesc foarte mult domnului Costiu Niculescu și doamnei Madea, doamnei profesoara Madea, care au vorbit foarte, foarte, au subliniat niște lucruri foarte importante despre Lao Tzu, despre creștinismul. Bineînțeles, deci nu putem să ridicăm Lao Tzu, Tao Te Ching, la un nivel nu știu cum să spun, din punct de vedere teologic, religios, dar eu cred, pentru că Dumnezeu, divinitatea, este unul singur. Dumnezeu care a iubit lumea, da? Și a trimis pe singurul lui fiu ca cei ce care cred în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar aici, referindu-mă la Lao Tzu, eu cred că scrie foarte frumos în epistola către evrei. Sună așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacuri. El este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la treapta măririi în lucrurile prea înalte. Eu cred că Dumnezeu a vorbit, a inspirat, a reverat. Deci Lao Tzu în perioada asta a primit o reverație de sus. Deci când vorbim de Lao Tzu, Tao Te Ching, trebuie să privim din perspectiva luminii divine, dar nu prin înțelepciunea omenească. Așa cum a spus Lao Tzu, da? Deci noi, deci pentru ca să înțelegem pe Lao Tzu, pe Tao, trebuie să ne smerim. Cum este Lao Tzu? Da, el în fața această revelație a rămas așa, cu foarte smerit, a exprimat cu un ton foarte smerit, a folosit de multe ori. Că a folosit de multe ori adânc, misterios,
cine știe însă din ce pricină, da? Deci neclar, nebulos, eu nu știu, mă străduiesc să găsesc un nume și îl spun Marele. În sensul ăsta, despre această carte putem vorbi despre Tao, da? Tao care este cel ce este, care își urmează Sieș, da? El este și creator, este o părșia cerului și pământului și mama celor 10.000 de lucruri, el este transcendent, privit, nu este văzut, ascultat, nu este auzit, bibăit, nu este simțit. Deci, el este Isiwe, nevăzutul, neauzitul, neatinsul. Și cele trei lucruri se condopesc, fac unul. Daoma este și dătător de viață, este o părșie a tuturor tainelor minunate ale universului. El este cel oferă revelație. Prin el, contemplându-se începuturile toate și prin el felul tuturor începuturilor. El este drept, este imparțial, dar ajută totdeauna pe cei buni. El știe să salveze pe oameni, da? Să mânduiască pe oameni, deci cine greșește este iertat. Și dă este manifestarea lui, s-a vorbit și de omul sfânt, misiunea lui omul sfânt, deci slujba omului sfânt. Deci el păstrează unitatea cu Tao, da? Este una cu Tao. Pentru ca să înțelegem mai multe lucruri, trebuie să ne smerim, trebuie să, cum spune Lao Tzu, să lepădăm înțelepciunile lumii, să lepădăm iscusințele omenești, să ne întoarcem, pentru că noi acum vorbim de Lao Tzu, da? De acum 2500 de ani, dar Lao Tzu este actual. Eu cred că el a primit revelație divină, de aia a scris aceste cuvinte frumoase. Deci noi acum trăim într-un secol al vitezei, al tehnologiilor informaționale, într-o epocă post-industrială, post-modernă, post-sovietică, post-umană sau transumană. Deci trăim într-o epocă, deci criza timpului, da? Care devine esențială în acest moment. Sigur că da, sigur și noi acum suntem în criză. Dar deci oamenii nu mai au timp, nu mai au timp să contempleze despre lucrurile esențiale, despre valorile esențiale. Deci nu mai fac deosebiri între cele veșnice, cele trecătoare, cele deșarte. Pentru că asta este. Nu știu, deci Dumnezeu a venit, nu a venit cu mâna goală, cum a spus domnul Costiun, deci o vorbă, deci la întâlnirea cu omul, ci a venit cu locul, a venit cu cosmosul, a creat lumea în care e așezat și pe urmă a creat omul. Deci omul trebuie să aibă o relație cu cel divin, da? Să prețuiască lucrurile importante, valorile importante. Deci aici eu știu că suntem în criză de timp. Eu am foarte mult de spus despre această carte și vă invit să citiți și dumneavoastră și să trageți concluzii. Eu, ca să închei, vreau să citesc tot de la Lao Tzu, da? Deci Lao Tzu este actual. Cum să privim epoca în care trăim?
noi avem, deci, mai ales în perioada în care am trecut, anul trecut, lumea este stresată de mai multe griji, de nu știu. Dar Lao Tzu spune, cred că citesc din capitolul 20, leapădă învățătura și păstrează-ți inima neturburată, căci ce deosebire este între da și măta? Și ce deosebire este între bine și rău? Ceea ce isperie pe oameni nu poate să fie de mult. O, cât de deșartă și fără de capăt este învățătura lumii. Toată lumea e veselă ca la o mare trecere sau petrecere, ori ca atunci când urcă pe terase la venirea primăverii. Doar eu singur stau în liniște și neturburat, nevinovat ca un prunc care nu știe încă să râdă, ostenit și apătut ca și cum n-aș mai avea unde să mă întorc. În vreme ce altora le prisosesc cele trebuincioase, eu stau singur, de parcă aș fi pierdut ceva. O, așa sunt cel cu mintea omului neghiop. Cei de rând sunt luminați, numai eu sunt în beznă. Cei de rând sunt ageri și numai eu stau nepăsător. Eu sunt neturburat, asemenea mării întinse, și mă las purtat de vânt. Toți oamenii sunt vrednici de ceva și numai eu sunt fără rost și nevrednic. Doar eu sunt astfel decât celălalt, fiindcă socot că lucrurile cel mai de preț e să mă hrănesc din mama, adică tau. Deci, eu cred că important este să ne întoarcem la rădăcină, la o părșie, să contemplăm la lucrurile cele mai importante. Asta este, cred că, dacă citim și recitim pe autor, găsim multe, multe soluții ca să ne întâmpinăm, ca să facem față de situațiile pe care ne confruntăm actual. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, foarte, foarte, foarte mult pentru faptul că, de fapt, ocazionăm această lansare de carte în urma interesului dumneavoastră pentru acest text atât de vechi, în urma muncii dumneavoastră de cercetare și în urma faptului că ani de zile v-ați apropiat atât de cultura chineză, dar și de cultura română, ca să puteți să faceți acest proiect să devină realitate. La fel ca și invitații de astăzi, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că avem astăzi parte de un astfel de obiect cultural în ediție bilingvă. Aș vrea să reamintesc celor care au urmărit alături de noi acest moment că este vorba de lansarea cărții Dao de Jing de Lao Tzu într-o reeditare, ediția a doua, cu o reîmprospătare a materialului pe care traducătoarea Su Yan l-a pus la dispoziția noastră a tuturor, la dispoziția românilor, dar și a chinezilor deopotrivă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru timpul acordat. In extensio, am reușit să stăm împreună de vreo 3 ori mai mult decât ne-am propus și cu siguranță subiectul acesta ne-ar reține mult mai mult timp dacă am fi în condițiile naturale ale unui eveniment cu public în fața noastră. Negreșit, întrebările din public ar extinde și mai mult întâlnirea. Din păcate, aici se oprește întâlnirea noastră de astăzi și vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați pus la dispoziția tuturor și cu proxima ocazie sper să ne reîntrunim pentru a discuta și mai clar despre acest subiect. În continuare, cei care rămân alături de noi o să poată să urmărească și un moment special transmis din partea mai multor institute din țară. Urmăriți în continuare cuvintele de felicitare pentru noul an și de ce nu gânduri de bine din partea mai multor institute Confucius din România. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to have the opportunity to speak on behalf of the Confucius Institute
at the University of Bucharest at the launch ceremony of the fourth edition of Ms. Su Yan's translation of Lao Zi, Dao De Jing. First of all, I would like to sincerely congratulate on the republication of Dao De Jing in Romanian. This will play an important role in enhancing the Romanian people's understanding of Chinese history, culture, and philosophy. Lao Zi was a great philosopher and thinker in ancient China, and the founder of Taoist school. The essence of his works is the simple dialectics, which advocates governing by doing nothing that goes against nature. His theology has a profound influence on the development of Chinese philosophy. Dao De Jing, the collection of Lao Zi's thoughts, is one of the greatest masterpieces in Chinese history and has a profound influence on traditional philosophy, science, politics, religion, and so on. It is full of treasure. Lao Zi is a world cultural celebrity. Since the 16th century, Dao De Jing has been translated into Latin, French, German, English, Japanese, etc. According to UNESCO's statistics, the cultural masterpieces that have been translated into foreign languages with the largest circulation in addition to the Bible are Dao De Jing. So far, there are more than 1,000 foreign versions of Dao De Jing. Almost every year, one or two new translations come out. I would like to recommend this book to the students of Confucius Institutes in Romania, young sinologists, and all those who love Chinese culture and Chinese philosophy. If you want to fully understand the Chinese culture and the true meaning of life, please read Dao De Jing. Thank you. Esteemed Madam Su Yan and honorable guests, I'm very happy and honored to participate in the book launching ceremony of the fourth edition of Dao De Jing in Romania. On behalf of Confucius Institute in Babeș Bărean University in Romania and myself, I would like to express my warm congratulations and thanks to Madam Su Yan for the publication of her translation. My sincere appreciation also goes for her setting up a bridge of language and culture communication between peoples of China and Romania. More Romanians will have the opportunity to know better the ancient Chinese philosopher Lao Zi's theory and to understand the ancient Eastern civilization, to acquaintance and appreciate the wisdom of ancient Chinese philosopher Lao Zi. The essence of the philosophy cells proposed by Lao Zi more than 2,000 years ago. Reading the book by Lao Zi, it will make us calm down and think about how to coexist with nature harmoniously. Line by line with Lao Zi in the book, you feel like you are with the ideological and cultural treasure in the world. It is a great happy surprise left to mankind by the philosopher Lao Zi 2,000 years ago. You will realize that as a human being, living a life with calm and self-discipline attitude, tolerant with others, and optimistic attitude towards life, you will reach the harmonious coexistence with the nature. I think this is one of the reasons
one of the original intentions of Madam Su Ye's translation of the book Dao De Jing. Finally, my great thanks for Madam Su Ye for her hardworking contribution and the dedication for the translation of the book. Her translation cannot be only regarded as a classic textbook for Romania students of learning Chinese language. It is not only for language learning, but also for guiding, for understanding the Chinese culture and philosophy. Thanks for Madam Su Ye brought such a great festive banquet for us. The Chinese New Year is approaching. Allow me to forward everybody here my regards to you and your family. Happy Spring Festival. Thanks. The warm breeze brings the spring, and spring has put a spirit of youth in everything. Since the establishment of diplomatic relations between China and Romania in 1949, Sinology studies in Romania have experienced a vigorous development for more than 70 years. Through translation, countless excellent Chinese literature works have come into the hands of all Sinology enthusiasts in Romania. And now, the successful release of Ms. Su Ye's fourth edition, Laozi Dao De Jing, once again demonstrated to Romanian readers the unique charm of Taoism's transcendence. Dao De Jing, as one of the classic works representing the 100 schools of Chinese ancient philosophers, are undoubtedly the traditional cultural treasures of China. We are very pleased to find scholars like Ms. Su Ye who have translated such classics into other languages to promote Chinese traditional culture and achieve exchanges with other cultures. In the translation process, Ms. Su tried her best to keep the basic meaning of the original work. She chose the traditional version of ancient Chinese as the base copy and focused on the obscure parts of the book. The profound connotations in the original work are better conveyed to Romanian readers. The publication of Dao De Jing fourth edition will definitely continue to benefit Romanian sinologists and sinology enthusiasts and will surely enhance the spread of Chinese traditional culture and philosophical ideas in Romanian and even Eastern Europe. In recent years, the Chinese language education in Romanian has also developed rapidly, including the Chinese and English major jointly established by Beijing Language and Culture University and Lucian Blaga University of Sibiu. Every year, students of this major will start learning Chinese language and Chinese culture. As the director of the Sibiu Confucius Institute, I would be very honored to introduce Ms. Su Ye's translation to our students, hoping to help them deepen their understanding of traditional Chinese philosophy. I will also encourage them to continue to think and strive to embark on the way of Sinology research in the future. Finally, on behalf of all the teachers and students of the Confucius Institute in Sibiu, I would like to congratulate Ms. Su Ye's Laozi Dao De Jing fourth edition released in Romania. Pentru încheierea acestui material, aș dori să revenim către traducătoarea acestui text pentru adresarea unui cuvânt, atât în română cât și în chineză, unui cuvânt de la mulți ani și mulțumire către toți partenerii care au făcut posibil acest eveniment. Sigur că da, la încheiere, aș vrea, eu țin foarte mult să le mulțumesc doamnei ambasadoare al Chinei, Jiang Yu, care a trimis o felicitare pentru această lansare, domnului Aurel Ioan Pop, președintele Academiei, care a scris un cuvânt de prețuire pentru această ediție.
Și editurii Herald, echipei editurii Herald, care a hotărât să reediteze această carte, fondatorul editurii, domnul Aurelian Scrima, și participanților la această lansare, doamnelor profesoare Luminița și Madea și domnului Costion Nicolescu și tuturor care au fost alături de mine în demersul acestei muncă deci de ani de zile. Și urându-vă și cu ocazia sărbătorii primăverii, anul nou chinezesc, un an mai bun, un an mai luminos, multă, multă sănătate și multe împliniri. Mulțumesc și celor patru directoare de la Institutul Confucius București, Institutul Confucius Sibiu, Institutul Confucius Brașov și Institutul Confucius Cluj, doamnelor Lili, Wang Xiong, Feng Shaoqiong și Sun Yuanyuan și tuturor prietenilor la mulți ani. 最后我想借这个机会向中国驻罗马尼亚大使江云女士表示衷心的感谢，向罗马尼亚科学院长奥雷尔波普先生表示衷心的感谢，感谢号角出版社决定再次再版这本书，感谢号角出版社的工作人员 对这次出版的大力的支持和协作，特别感谢罗马尼亚大学的白罗米教授、马德亚教授，还有这个Costin Niculescu 先生，参加这次这个发行式，也特别感谢罗马尼亚孔子学院。 就去孔子学院，布加勒策孔子学院的院长李立院长，孔子学院西比乌孔子学院的王炯院长，格鲁日的孔子学院的院长冯绍忠女士，还有布拉索夫孔子学院的院长孙媛媛女士，他们发来了贺电，为这次发行特别感谢他们，也感谢。 所有的朋友们在这次在这个翻译和出版工作上给予的极大的帮助，今天呢就是中国的春节，春节呢借着这个春节的这个机会呢，我也向所有的朋友们致以节日的问候，祝大家身体健康，春节愉快。 牛年吉祥，谢谢。 Mulțumesc tare mult pentru acest moment și pentru acest eveniment pe care munca dumneavoastră l-a făcut posibil și să avem un an nou chinezesc cu foarte mult noroc și fericire și sănătate. Mulțumesc.